depășiți 2-3 metri și o să veniți în prova, o să vă dăm o parâmă și pe urmă urcați la bord. Bărbatul a plecat pe Dunăre în toiul nopții cu o barcă ușoară și fără niciun fel de echipament. Când s-a întețit vântul, nu a mai putut vâsli spre mal și s-a refugiat la insula Golu, în aval de barajul de la porțile de Fier 1. Persoana respectivă n-a ținut cont de condițiile meteo și de avertizările meteo, a intrat în insulă și a fost surprins de fructună. În momentul când am primit apelul telefonic, am acționat cu această șalupă de patrulare și intervenție. După cum vedeți, valurile au fost foarte mari. În această dimineață, văzând că nu-i chip să ajungă la mal din cauza furtunii, și-a sunat rudele de pe telefonul mobil, iar acestea au cerut ajutorul polițiștilor de frontieră. Din cauza valurilor și a curenților foarte puternici, operațiunea de salvare a fost destul de dificilă. Trage, trage, recuperează acolo, recuperează parâmă, hai! Ai veste de salvare la tine, n-ai nimic! Ține-l, ajută-l, ajută-l, Cătălin! Ajută-l la mâini! Ajută-l, ține-l bine de mâini! Avea decât un telefon mobil cu care și-a anunțat familia și familia ne-a anunțat pe noi. Poate fi periculoasă Dunărea? Dunărea poate fi periculoasă oricând, și pe furtună, și pe timp frumos. Important e ca pescarii să știe să respecte atenționările de cod galben sau de cod portocaliu. Pescarul a fost lăsat de polițiștii de frontieră în siguranță, aproape de marginea fluviului, și a reușit să ajungă în siguranță la mal.